Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela! Unde vrem să vii și tu, cu povești a fost odată și cu jocuri cu răpupu. O planetă cu magie, cu prințese și fitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 Clownela! Te fac să zâmbești, suntem aici, pe planeta Clownela, cei mai buni amici, pe planeta Clownela, cu toții cântăm, pe planeta Clownela, mereu ne distrăm. Pe o planetă colorată, plină de copii, creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clownela! Te fac să zâmbești, Mirabela! Eu cred în povești și Zorela! Hai să fim cu mine, cei mai buni amici, pe planeta Clownela, cu toții cântăm, pe planeta Clownela, mereu ne distrăm. La 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 la. Salutare! Eu sunt Clownela și bine te-am găsit aici pe canalul nostru de YouTube la o nouă poveste. Astăzi vom afla cât face un minut, un singur minut. Tu știi câte poți face într-un singur minut? Pentru că povestea de astăzi se numește Într-un minut, mami. E despre un dinozaur care răspunde la toate întrebările că vine într-un singur minut. Dar reușește el să vină într-un singur minut sau nu? Haideți să aflăm chiar acum. V-ați făcut comod? Foarte bine! Haideți să aflăm povestea lui. Mămica era tare ocupată. Făcea plăcinte și biscuiți. Se pare că o să plouă, a spus ea. Te rog, Rory, vrei să aduci rufele în casă? Într-un minut, mami, a zis Rory. Era și el ocupat să mănânce o gustărică. 15 minute mai târziu a început ploaia. Hainele de pe sârmă erau ude loarcă. Of, Rory, a spus mama supărată. Tata repara mașina în garaj. Te rog, Rory, vrei să te duci să-mi cumperi un ziar? A întrebat el. Într-un minut,
a zis Rory. Era ocupat să se joace. Jumătate de oră mai târziu, Rory s-a dus la chioșc, dar era deja închis. Of, Rory, a bombănit atunci tata. Tina, surioara lui mai mare, își făcea temele. Te rog, Rory, vrei să închizi apa la baie? L-a rugat ea. Într-un minut, a zis Rory. Era ocupat să se uite la televizor. 10 minute mai târziu, baia era inundată. Of, Rory! A strigat atunci Tina. Să vedem ce se întâmplă mai departe. În drum spre școală, Rory s-a oprit să se uite în vitrina unui magazin de jucării. Hai! I-a spus prietenul lui, Terry. O să întârziem! E doar un minut, a zis atunci Rory. Era ocupat să se uite la jucării. Când au ajuns la școală, învățătoarea i-a certat pentru că au întârziat. E vina ta, Rory, a zis atunci Terry. Familia era îngrijorată de atitudinea lui Rory. Mereu amână ce are de făcut, a spus tata. Și mereu întârzie, a spus mama. E prea de tot, a fost de acord surioara lui mai mare, Tina. Au hotărât că trebuie să facă ceva. În ziua următoare, lui Rory era foame după ce jucase fotbal toată după amiaza. Poți să-mi faci un sandwich, mami? A strigat el. Într-un minut, a zis mama. Și a continuat să se uite la televizor. Rory a rămas flămând până la cină. Rory a vrut să se ducă să se plimbe cu bicicleta cu prietenii lui, dar bicicleta lui avea o roată dezumflată. Pot să-mi o repar, tati? A întrebat el. Într-un minut? A zis tata. Și a continuat să-și citească ziarul foarte atent. Rory s-a bosunflat când prietenii lui au plecat fără el. Cioc, cioc, cioc! Rory avea nevoie la toaletă, dar Tina era în baie. Vrei să ieși? A strigat Rory. Într-un minut, a zis Tina, dar a continuat să cânte sub duș. Rory a trebuit să stea cu picioarele încrucișate foarte multă vreme. Mami, toată lumea mă face să aștept, s-a plâns Rory mămicăi lui. Acum știi și tu cum e, i-a răspuns mama. Mama s-a gândit că ar fi util să-i cumpere lui Rory un ceas. Rory se uita cum merge secundarul. Tic, tac, tic, tac. Hai și voi. Tic, tac, tic, tac. Uite, așa merge secundarul, da? Un minut nu e deloc lung, a zis el atunci. Îmi pare rău că nu mi-am dat seama și că întârziam atât de mult. Vrei să-mi arăți ceasul tău cel nou? L-a întrebat Tina. Într-un minut, a început Rory să zică, dar s-a oprit. Bine, uite-te, a zâmbit el larg. Și într-un final Rory a aflat ce înseamnă un minut. Dar tu știi cât face un minut? Eu îți recomand să mergi chiar acum la mami sau la tati sau surioara mai mare sau fratele mai mare sau bunica bunelul și să îi rogi să-ți arate și ție ce înseamnă un ceas, care sunt acele ceasornicului și fiecare din ele ce presupune. Eu am să aștept cu mare nerăbdare să îmi scrii la comentarii dacă povestea de astăzi ți-a plăcut și dacă deja te isprăvești cu ceasul și noțiunea de timp. Eu, Flounela, te pup, te îmbrățișez și te aștept cu mare drag la o nouă poveste. Pa, pa! Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tari, ne antrenăm. Dansul nostru, sporty, orty, sporty, orty. Hai pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop, hop. Nu stăm deloc pe loc, sport.
joc. Dansul nostru, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty. Hai mânuțele-n șol, dreapta pornim și în stânga la fel și revenim. Ne aplecăm, ridicăm, nu, 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 nu trișăm. Dansul nostru, Sporty Orty, Sporty Orty. Mâinile scuturăm și ding, ding, dong. Și pe loc alergăm și trop, trop, trop. Ne învârtim și sărim și înapoi revenim. Dansul nostru, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty. Am ajuns la final și-am obosit. Sporty Orty util, dar ne-am oprit. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Voi mai vreți să ne jucăm? Voi mai vreți să ne jucăm? N-aud! Atunci în piciorușe! Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tari, ne antrenăm. Dansul nostru, Sporty Orty, Sporty Orty. Hai pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop, hop. Nu stăm deloc pe loc, sportul e ca un joc. Dansul nostru, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty, Sporty Orty. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Eu sunt Clownela și mă bucur foarte mult că ești alături de mine pentru o nouă poveste. Înainte de a începe povestea, mergi și abonează-te chiar acum la canalul nostru. O să mă bucur să pui și un like, să comentezi și chiar să distribui. O să-mi placă foarte, foarte mult. Bine, acum să trecem la poveste. Povestea de astăzi este despre o veveriță. Vreau să te întreb, ce iubesc veverițele să mănânce? Ce mănâncă ele? A? Mănâncă ghinde, alune, semincioare diferite și ele toată vara, primăvara, toamna, strâng și adună în vizuina lor ca iarna să aibă ce mânca. Uite că astăzi îl vom afla pe veverițuc ce face o zi de toamnă. Ești gata? Foarte bine! Povestea se numește Veverițuc are o zi încărcată. Ce ar fi o zi încărcată pentru o veveriță? Ești gata? Foarte bine! Facem liniște și ascultăm povestea. Era toamna, așa că Veverițuc a hotărât să-și petreacă ziua culegând ghinde. A pornit-o pe potecuță cu vechiul lui cărucior roșu. Nu ajunsese departe când, dintr-un tufiș, a țâșnit iepurilă. Neața, veverițuc, a zis iepurilă. Vrei să ne jucăm de-a prinzele printre frunze? Astăzi nu pot, sunt prea ocupat, a spus veverițuc și a plecat mai departe grăbit. După scurt timp, s-a întâlnit cu prietenul lui, șoricilă, adică un șoarece. Vrei să vii să ne jucăm în vizuina mea? A chițăit șoricilă. Nu chiar acum, n-am timp, a zis veverițuc și a continuat grăbit drumul. Veverițuc avea o mulțime de ghinde în cărucior când a trecut pe lângă bârlogul lui Bursucilă, adică un bursuc. Salut, veverițuc, a strigat Bursucilă. Ce mai faci? N-am timp să stau de vorbă, culeg ghinde, a zis veverițuc și a șters-o mai departe. Căruciorul lui Veverițuc era aproape plin când s-a întâlnit cu Bufnițoi și Vulpilă.
Buhu, buhu, veverițuc, a cântat Bufnițoi. E o zi minunată, a lătrat Vulpilă. Hai să ne jucăm! Azi n-am timp, mă grăbesc, a pufnit Veverițuc trăgând de cărucior. Hei, rup! Hei, rup! Vreți să facem și noi așa? Ia să punem. Mâinile le punem în față și tragem împreună, da? Și hei, rup! Hei, rup! Hai și voi, mai tare! Și hei, rup! Hei, rup! Foarte bine! Deci Veverițuc încerca să tragă căruciorul lui roșu, care era deja plin cu ghinde. Să vedem ce se întâmplă mai departe. În sfârșit, căruciorul era plin și foarte, foarte greu. Pe când îl trăgea pe vârful unui deal abrupt, a auzit un sonor. Trosc! Oh, ce s-a întâmplat oare? Ce s-a întâmplat? Ce a pățit Veverițuc? Se rupsese mânerul! Of! A strigat Veverițuc. Căruciorul rupt s-a rostogolit pe deal, s-a lovit de o piatră și... Zdrang! Ghindele au zburat în toate părțile. Chiar atunci, frunzele din spatele lui Veverițuc au foșnit. Am auzit un zgomot, a spus Bufnițoi. Ești afăr? A întrebat Vulpilă. Ghindele mele s-au împrăștiat peste tot, a zis Veverițuc. N-o să le mai găsesc niciodată pe toate. Te ajutăm noi, a chițăit Șoricilă. Împreună o să le găsim imediat și chiar așa s-a întâmplat. Șoricilă a găsit una sub o frunză mare. Vulpilă a găsit două după niște ciupercuțe. Bufnițoi a găsit trei într-o grămadă de conuri de brad. Bursucilă a găsit patru în spatele unui buștean acoperit cu mușchi. Iar Iepurilă, el a găsit tocmai cinci în iarba deasă. Animalele au pus toate ghindele în cărucior, iar Veverițuc acum era foarte fericit. Apoi l-au ajutat pe Veverițuc să împingă căruciorul până acasă, pentru că nu mai avea mâner. Îmi pare rău că nu m-am oprit să mă joc cu voi, a zis Veverițuc. Ați fost toți atât de buni cu mine. Păi, pentru asta suntem prieteni, i-a răspuns Bursucilă zâmbind. Prietenii sunt și ca să te joci cu ei de-a prinselea, a râs atunci Veverițuc, pornind-o în goană printre frunze. Prindeți-mă acum dacă puteți! Uite, așa istoria a avut astăzi Veverițuc. El, cel care s-a pornit să strângă ghinde, într-un moment dat, ce s-a întâmplat cu căruțul lui? S-a rupt mânerul și toate ghindele s-au împrăștiat. Dar cine i-au venit în ajutor? Prietenii, exact. Cine era acolo? Hai să ne amintim. Cine? Iepurilă, Bursucilă, Vulpoi, așa Bufnița și Șoricilă. Uite, ei toți împreună cu Veverițuc au strâns toate ghindele. Dar voi, copii, aveți prieteni? Cum îi cheamă pe prietenii voștri? Scrieți-mi la comentarii cum îi cheamă pe prietenii voștri. Iar eu, Clounela, te aștept cu mare drag aici la o nouă poveste. Pa, pa! Toată gașca noastră cu dansuri, cântece, povești și zâmbete pe față. Iar soarele ne-acompania cu razele lui calde și floricele am cules frumoase colorate. Ding dong, ding 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 dari do. Ding dong, ding 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 dari do. Și cum mergeam noi fericiți privind părtare. Am zărit noi mulți copii cu fețe zâmbitoare. Pe dată am sărit speriați, de unde atâta lume?
zâmbește așa zglobiu atunci când spunem glume. Ding dang ding 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 dai do. Ding dang ding 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 dai do. Am înțeles neașteptat și vreți în gașca noastră ca să cântați și să dansați, așa-i dorința voastră? Atunci de azi suntem amici în gașca noastră mare, unde cei mari, dar și cei mici au fețe zâmbitoare. Ding dong, ding 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 dari do. Ding dong, ding 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 dari do. Ding dong, ding 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 dari do. Ding dong, ding 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 dari do. Și bine te-am găsit pe canalul nostru la o nouă poveste! Astăzi îl vom descoperi pe un elefanțel care își caută meseria perfectă. Tu știi ce înseamnă o meserie? Sau un job, o slujbă, muncă? Știi ce e asta? Eu zic, facem în felul următor. Mai întâi citim povestea, după care discutăm. Ești gata? Foarte bine! Hai să ascultăm povestea! Elefantica Elsie voia să-și găsească o slujbă, așa că s-a dus la mama ei să-i ceară un sfat. Ce-ți place să faci? A întrebat-o mama cu blândețe. Păi... Elsie s-a gândit o clipă, apoi a fluturat din urechi. Să mănânc! A zis Elsie. Bun, asta e un început. Ce-ar fi să te faci bucătar? A zis mama. Așa că Elsie s-a dus la ghereta de gustări a zebrei și a dat toată silința să amestece, să frământe și să coacă la fel cum făceau ceilalți bucătari. Au făcut brioșe, băuturi spumoase și tot felul de alte bunătăți. Totul arăta atât de gustos că Elsie pur și simplu nu s-a putut abține. A păpat tot. Afară! Afară! Au strigat ceilalți bucătari. Asta nu e o meserie pentru un elefant. Amărâtă Elsie s-a întors acasă. Mami a consolat-o și i-a spus: ia să vedem, ești foarte bună la trompetă. Ce-ar fi să te faci muzician? Așa că Elsie a intrat în formația de peruș piccolo. Păsările scoteau ciripituri și triluri încântătoare. Elsie și-a ridicat trompa și a scos un sonor. Vai, prea tare! Asta nu e o meserie pentru un elefant, s-au plâns atunci păsările. Și Elsie s-a întors din nou tristă acasă. Nici muzician nu putea fi. A spus mama, poate că ar trebui să-ți folosești aptitudinile creative. Îmi place să fac lucruri, a zis atunci Elsie. Splendid! Poate ai vrea să te faci artistă, a răspuns mama. Și a trimis-o pe Elsie la atelierul de ceramică al maestrului Flamingo. Înăuntru, Flamingo învârtea oale și castroane minunate pe roata lui de olar. Să vedem dacă se face cumva olar. Pare amuzant, s-a gândit Elsie. A început să dea formă, să netezească și să învârtească lutul până când... Au, vai! Și apoi zdrâng! Urechile lui Elsie au dat jos un raft întreg cu oale. Of, Doamne, asta nu e meserie pentru un elefant, a zis atunci Flamingo. Acasă Elsie a început să plângă. Mănânc prea mult,
Sunt prea zgomotoasă și neîntemânatică. Nu o să fiu niciodată bună de nimic, suspina ea. Prostii, a zis mama. Hai să ne gândim. Ai forță, ai o trompă puternică și îți place să ajuți oamenii. Sunt sigură că există o meserie perfectă pentru tine. Deodată au auzit un vaiet cumplit. Ajutor! Ajutor! Foc! Foc! Ghereta cu gustări a zebrei luase foc. Animalele fugeau în toate părțile. Lui Elsie a venit o idee. A alergat cât de repede a putut până la baltă. A tras apă pe trompă și a stropit ghereta de gustări până a stins focul. Elsie, ai reușit! Ai reușit! Au strigat animalele recunoscătoare. Elsie a zâmbit larg. Devenise pompier. Toată lumea a fost de acord. Chiar era meseria perfectă pentru un elefant. Uite așa! Deci Elsie-a noastră, elefantica, s-a făcut pompier. Ce face un pompier? Atunci când avem un incendiu, un foc, vine cu o mașină specială și cu multă apă și spumă și ce face? Uite, luăm și noi așa jetul cu apă sau cu spumă și facem... Stropim și stingem incendiul. Astfel salvăm oamenii și salvăm clădirea. Eu, Clounela, te pup și te aștept la o nouă întâlnire. Pa, pa! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zori și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată să ne jucăm. E o lume minunată.
sunt Clownela și bine ai ajuns pe canalul nostru la o nouă poveste. Astăzi vom vorbi despre câini, mai ales despre câinele din această poveste pe care îl cheamă Fergus. Vreau să te întreb, tu ai un câine acasă? Un cățel? Cine are un cățeluș? Vreau să-mi scrii la comentarii cum îl cheamă pe cățelușul tău. Sau dacă ai o pisică, cum o cheamă pe pisica ta? Sau dacă ai un alt animal de companie. Uite, povestea de astăzi se numește Când o să cresc mare. Despre ce e oare povestea? Haideți să ne facem comod, uite așa, și să înceapă povestea. Fergus, așa îl cheamă pe cățelușul nostru, își făcea toaleta de dimineață. Mami, când am să cresc mare, cum trebuie să fiu? A întrebat el. Mama a rămas un pic pe gânduri, apoi a spus zâmbind. Trebuie să fii curat. Acum stai cu minte, în timp ce îi făcea toaleta de dimineață. S-a gândit Fergus. Asta-i tot? S-a dus să-și caute frații și surorile. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? I-a întrebat el. Jucăuș! Au râs cățelușii, fugărindu-se prin poiană după fluturaș. Ducându-se la plimbare, Fergus s-a întâlnit cu Buster, care stătea în poarta lui. Buster, tu cum crezi că trebuie să fiu când o să cresc mare? Folositor, a lătrat Buster, gonind o pisică de pe gardul lui. Hai să vedem cum trebuie să mai fie un cățeluș. În parc, Fergus a zărit-o pe Penelope. Bună, Penelope! Tu ce crezi? Cum trebuie să fiu când o să cresc mare? Îmi pare bine că te văd, Fergus. Aș spune că încântător, a răspuns Penelope și a plecat mai departe. Un câine trebuie să fie încântător, folositor, jucăuș și curat, și-a spus atunci Fergus în sinea lui. Să vedem ce e mai departe. Chiar atunci a trecut pe acolo Bolt, iute ca săgeata, urmărind un iepure. Cum trebuie să fiu când o să cresc mare, Bolt? Spune-mi, te rog! Rapid! A găfuit acesta în timp ce iepurele dispărea în brlogul lui. Un câine trebuie să fie rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat, a zis atunci Fergus. În drum spre casă, Fergus a văzut-o pe Maggie, stând lângă poarta fermei. Bună, Maggie! Tu cum crezi că trebuie să fiu când o să cresc mare? A întrebat-o atunci el. Ascultător, a spus ea, grăbindu-se să răspundă la fluieratul fermierului. Aha, a recapitulat Fergus. Un câine trebuie să fie ascultător, trebuie să fie rapid, trebuie să fie încă cum copii. Încântător, i-a spus Penelope. Folositor, jucăuș și mami i-a zis cum să fie. Curat, exact. Când aproape ajunsese acasă, i-a ieșit în întâmpinare prietenul lui, Jester. Bună, Jester, am tot încercat să aflu cum să fiu când o să cresc mare. Tu ce crezi? Prietenos, a spus Jester și au dat din coadă unul altuia. Ce interesant este! Mama îl aștepta. Pare un pic îngrijorat, Fergus. Ce s-a întâmplat? Am întrebat pe toată lumea cum ar trebui să fiu când o să cresc mare, a zis el. Și fiecare mi-a dat un alt răspuns. Trebuie să fiu prietenos, ascultător, rapid, încântător, folositor, jucăuș și curat. Chiar poate un câine să fie toate astea la un loc? S-a gândit atunci Fergus. E cam mult pentru un cățeluș, a spus ea. Dar de fapt trebuie să fii doar iubit, i-a zis mama. Uite așa. Deci, dacă noi suntem iubiți, putem fi și ascultători, și prietenoși, și cum mai erau la noi acolo copiii, și jucăuși, da? Uite, asta avem noi nevoie.
Acum, ca să simțim iubirea, mergeți la mami sau la tate, sau eu aș zice chiar și la surioara sau la frățiorul vostru, dați-le o îmbrățișare și spuneți-le cât de mult te iubiți și apreciați. Eu, Clownela, te pup, dar stai, înainte de a pleca, te rog frumos, abonează-te, pune un like și dacă ți-a plăcut povestea, o să mă bucur să faci distribuire! Pa, pa! Vă fi foarte bucuroasă să știu că ești mereu alături de mine! Bine, povestea de astăzi sună în felul următor. Girafa care nu voia să poarte ochelari. Știi această poveste? Foarte bine, atunci o citim împreună! Fă-te comod! Foarte bine! Eu sunt gata! Tu ești gata? Atunci să înceapă povestea! Girafa nu vedea prea bine, nici de aproape, nici de departe. Odată s-a împiedicat de un șarpe și s-au încălcit îngrozitor. Ai nevoie de ochelari, au strigat celelalte animale. Și repede, repede i-au făcut o pereche. N-am de gând să-i port, a zis girafa. O girafă cu ochelari ar arăta tare straniu și s-a îndepărtat hotărâtă. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a dat cu capul de o creangă. Păi o să-mi pun o cască de protecție să-mi apere capul, a zis girafa. Așa că de atunci a purtat o cască de protecție. Animalele se întrebau,
Știi ce face girafa? Habar nu am, răspundeau celelalte. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a izbit de un rinocer. Iartă-mă, o să-mi atârn un clopoțel de coadă, i-a zis rinocerului. Astfel toată lumea o să mă audă când vin. Așa că de azi înainte girafa noastră a purtat o cască de protecție ca să-și apere capul și un clopoțel să fie auzită când se apropie. Oh, ce prostie, a mormăit leul. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a lovit la picior de o piatră. Oh, o să port ghete, astfel picioarele mele vor fi în siguranță, și-a zis ea. Așa că girafa noastră a început să poarte ce? O cască de protecție ca să-și apere capul, un clopoțel ca să fie auzită când se apropie și două perechi de ghete ca să se plimbe în siguranță. E din ce în ce mai rău, a zis atunci elefantul. Cu cine oare se mai întâlnește girafa? Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce s-a așezat pe o tufă de ciulini. Au! O să port o pernă, o să-mi protejeze fundulețul, și-a zis ea, tot scoțând câte un spin. Așa că girafa noastră a purtat o cască de protecție ca să-și apere capul, un clopoțel să fie auzită când se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță și o pernă să-și protejeze ce? Fundulețul! Ha, ce bizar arată! Spuneau toată lumea din jurul girafei. Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce a căzut în râu. Plosc! Bul, 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 făcea girafa noastră. Oh, îmi pare rău, domnilor hipopotam. Păi, să știți că o să port un colac de cauciuc ca să mă țină la suprafață dacă pic în apă, a zis ea. Așa că girafa a început să poarte, recapitulăm ce? O cască de protecție ca să-și apere capul, după care un clopoțel să fie auzit atunci când se apropie, două perechi de ghete să se plimbe în siguranță, o pernă să-și protejeze fundulețul și un colac de cauciuc pentru cazul în care ar cădea de nou în apă. Aoleu de mine, râdeau hipopotamii în apă. Oare ce mai poartă girafa noastră? Girafa n-a vrut să poarte ochelari nici după ce a căzut într-o groapă. O să port cu mine o scară. Da, o să port cu mine o scară, așa dacă se întâmplă să cad într-o groapă din nou, o să pot să ies din ea, și-a zis girafa. Hai să recapitulăm încă o dată. Ce purta girafa noastră? 1. Cască de protecție ca să-și apere capul. 2. Purta un clopoțel ca să fie auzită. Purta două perechi de ghete să se plimbe în siguranță. O pernă pentru ce? Ca să-și protejeze fundulețul, un colac de cauciuc pentru cazul în care ar cădea în apă și mai căra mai nou și o scară, exact. Oh, e absolut ridicol, spuneau toți cei din jurul ei. Tuturor le era milă de girafă. Dacă s-ar putea vedea, a zis stuțul. Trebuie să o ajutăm, a zis ghepardul. Într-o noapte, ghepardului i-a venit o idee. S-a strecurat până la girafă în timp ce ea dormea, iar a doua zi dimineață... Ce s-a întâmplat? A strigat aceasta când a dat cu ochii de imaginea ei reflectată într-o bâltoacă. Eu sunt asta? Arăt ridicol! Și a început
să dea jos de pe ea ce? Casca de protecție. Ce mai avea copii? Clopoțelul. Apoi avea două perechi de ghete. Apoi pentru funduleț, ca să-l protejeze, avea o pernă. Mai avea și un colac de cauciuc. Și la final adăugat ce? O scară. Toate le-a dat jos de pe ea. S-a privit din nou în băltoacă și abia atunci a observat ochelarii de pe nasul ei. A zâmbit ea mulțumită. Dar arăt chiar elegant. Da, așa e, au strigat toți în cor. Girafa a plecat mai departe, evitând chiar și o mică buburuză care era lângă piciorul ei. Uite așa girafa noastră de azi înainte poartă ochelari și vede totul în jurul ei. Sunt convinsă că ți-a plăcut acest video și această poveste. Iată de ce, distribuie chiar acum și prietenilor tăi. Pune un like și comentează să îmi spui dacă ai văzut măcar o dată o girafă. Da? Îmi scrii mai jos, iar eu am să citesc cu mare, mare drag. Te pup! Pa, pa! După fiecare masă, frumușel mă spăl pe dinți. Seara fac băiță în casă, așa fac copii cu minți. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. După ce mă joc pe afară, eu mă spăl pe mâini frumos. Sunt curate, parfumate, iar eu sunt sănătos. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. După fiecare masă, frumușel mă spăl pe dinți. Seara fac băiță în cadă, ca așa fac copii cu minți. Frumos. Sunt curate, parfumate, iar eu sunt sănătos. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. Cu săpun eu spumă fac, la microb le vin de hac. Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clownela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela!